Ei, da, haideți că au rezolvat. Trei demiteri și o demisie. Și-a dat demisia șeful de la DSP Ilfov. Interesant cum la DSP Ilfov s-au făcut controle încă din ianuarie și februarie anul acesta, iar Ministerul Sănătății a fost informat cu privire la rezultatele acestor controle. E interesant că ei verifică niște hârtii și scriu niște maculatură, niște rapoarte, și asta e cam tot. Problema este că toate instituțiile statului sunt de vină aici. Domnul Ciolacu, împreună cu prefecții, cu toată lumea, s-au apucat de niște controle prin toată țara. Verifică, dar cine să verifice? Pentru că inspectorii care merg astăzi să verifice căminele de bătrâni sunt cei care, până acum, au acreditat acele cămine de bătrâni, de copii, de persoane cu dizabilități. Și atunci cine pe cine verifică? Interesant rolul acestor DSP-uri. De ce mai există ele? Că în pandemie ne-am lămurit cu toții că sunt exclusiv politizate. N-am rămas cu nimic în urma acestei tragedii decât cu gargara politicienilor care acum se vor plimba prin azile, prin centre pentru copii, vor face poze, vor fi binele suprem, chiar ei. Ce a făcut în schimb justiția României din februarie 2023 până acum câteva zile? Aș vrea să înțeleg, pentru că au stat procurorii și polițiștii și cine a mai fost implicat în acest dosar și au ascultat cu borcanul ce se întâmpla în acel cămin, în acele aziluri? Că în cazul ăsta vrem să știm. Așa se întâmplă și cu rețelele de trafic de persoane? Un an de zile ei investighează și lasă toate ororile de pe lume să se întâmple acolo? Pentru că asta pare că se întâmplă. Domnul Budăi, după ce a rupt contractul cu CRJ-ul, cu acel ONG care mai mergea și mai verifica ce se întâmpla în aceste aziluri, astăzi a revenit la sentimente mai bune. I-a chemat acum la ora 5 pe reprezentanții ONG-urilor la o discuție la Ministerul Muncii. Înțelegem că cei de la CRJ nu o să meargă și pe bună dreptate. Încercăm să înțelegem măcar unde se putea schimba ceva sau unde se poate schimba de mâine ceva. Pentru că aceste controle sunt și ele tot la mișto. Le fac niște oameni numiți politic. Vorbim despre acest subiect, dar și despre agricultura României, pentru că am importat roșii din Turcia de 60 de milioane de dolari în primele luni ale anului. Nu vă mai spun cât a scăzut producția de carne, de porc în România și alte tipuri de carne. Cam cu 10%. Importăm masiv, dăm bani altora. Nu știu ce vrea să ieftinească guvernul la raft. Guvern care chiar acum e în ședință pentru majorarea de taxe. Au dat 5 lei în plus la tichetele de masă, dacă credeți că e important. Discutăm. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră la această oră la Politica Zilei. Simona Spătaru, senatorul USR, mulțumesc foarte mult. Bună ziua! Prin legătură video Skype este Petru Movilă, președinte PMP Iași, mulțumesc foarte mult. Și ni se alătură Cosmin Andreica, președintele Europol. Bun găsit, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Domnule Andreica, înainte de a discuta despre DSP-uri, eu, ministrul Sănătății, ministrul Muncii, vreau să vă întreb o chestiune, să știți, care circulă așa pe buzele tuturor oamenilor simpli. Domnule, dacă dosarul ăsta a fost deschis în februarie 2023 și au existat tot felul de investigații, anchete, vedem toate stenogramele, de ce nu a intervenit nimeni să-i scoată pe acei bătrâni din acel infern? Înțelegem că trebuie adunate probe. Dar întrebarea tuturor românilor este, doamne, cam cât se adună probele astea? Așa e și cu rețelele de trafic de persoane, de exemplu. Adică stăm 5 luni, 10 luni și adunăm probe până mor oamenii? Da, este o întrebare foarte bună și probabil că este esența întrebărilor acestei situații, pentru că, într-adevăr, vorbim de mai multe vinovății din partea autorităților care ar trebui să gestioneze și care lucrează integrat pentru astfel de beneficiari ai sistemului de asistență socială. Acum întrebați de ce polițiștii n-au făcut nimic. E greu de spus și asta pentru că în momentul în care au existat acele a existat acea plângere și acel dosar înregistrat, deja se conturau din probatoriu administrat până la acel moment niște fapte destul de grave, care evident trebuiau cumva, sub o formă sau alta, să reprezintă o prioritate pentru procurori. Lucru care, iată, nu s-a întâmplat. Mai departe, vedem că situația persistă de cel puțin 2 ani de zile de când au apărut primele sesizări din partea cetățenilor, din partea beneficiarilor cu privire la ceea ce se întâmplau în acele spații de cazare ale beneficiarilor sistemului de asistență socială. Și în ultimul rând, cineva ar trebui să vină să spună, cu subiect și predicat,
că întreg sistemul de asistență socială a fost distrus în mod intenționat pentru ca niște furnizori privați de servicii sociale să facă bani pe spatele unor oameni neajutorați, a unor copii care sunt în dificultate. Și iată cum DGASPC-urile s-au spălat pe mână și au închis an de an mai multe servicii sociale pe care le furnizau, și vorbim aici despre azile de bătrâni, centre, apartamente, centre de primire în regim de urgență și așa mai departe. Pentru că, nu-i așa, dacă ne uităm în standardele de cost pentru fiecare beneficiar, acestea fiind foarte mari, evident că au apărut furnizorii privați sub diferite forme de asociații, ONG-uri, care au putut să vină cu prețuri mult mai mici față de standardele de cost prevăzute de lege care se practicau la nivelul instituțiilor publice, fără ca cineva să verifice până la urmă competența celor persoane care îngrijau vârstnicii, competența psihologilor, existența unor psihologi sau unor persoane specializate pentru a le oferi serviciile de care aveau nevoie și multe alte asemenea discuții. De aceea, în momentul de față, în toată țara, și fără să exagerez, s-ar putea să mai avem încă astfel de cazuri nedescoperite cu privire la furnizori privați care, sub diferite paravane, primesc sume importante de bani de la statul român pentru a asigura asistența socială unor astfel de beneficiari. Da, întrebarea este de ce poliție, medici, oameni din primării, consilii județene, alte instituții, noi, nimeni nu s-a sesizat cu privire la nimic, deși toate aceste lucruri se știau. Acum e un bun prilej în toată țara, umblă și prefecții prin cămine, își fac poze, filmează, e ceva de nedescris, o campanie electorală. Haideți să vedem cu DSP-urile acum. Îi rog pe colegii mei să arate rapoartele, avem niște rapoarte ale DSP Ilfov, obținute de colegii de la Euronews. Oamenii ăștia au fost în control, să știți. Au fost în control și la Sfântul ăsta Gabriel cel Viteaz, de care noi n-am știut acum că există, dar o fi un sfânt acolo la voluntari, unul special. Și iată ce zice DSP Ilfov în raport, după ce a mers și a controlat în ianuarie și februarie. Menționăm faptul că unitatea a mai fost sancționată la locația din Afumați în anul 2021 ca urmare a diferitelor sesizări înregistrate în cadrul DSP Ilfov cu privire la condiții de funcționare deficitare, uși rupte, paturi deteriorate, pereți neigienizați, lipsa autorizației sanitare de funcționare, lipsa testării COVID, deci aia era problema lor, că nu testau COVID, domnule, atât, în rest nu. Cu amenzi contravenționale în cuantum de 10.000 de lei și 30.000 de lei, ulterior controalelor și termenelor prescrise, neconformităților constatate sau remediat. Asta e una. Mai avem încă. Menționăm că rezultatele efectuării controalelor din data de 15 februarie 2023 la societatea respectivă, precum și a celui din 26 ianuarie 2023 la Sfântul Gabriel cel Viteaz, au fost comunicate către Ministerul Sănătății, Inspecția Sanitară de Stat, în data de 20 februarie 2023. Deci rezultatele au fost comunicate Ministerului Sănătății, la domnul Rafila, la Inspecția asta Sanitară de Stat. Apoi, un alt raport al DSP Ilfov zice: urmarea controlului DSP Ilfov a sancționat societatea cu amendă contravențională în cuantum de 6.400 de lei pentru următoarele neconformități: neasigurarea unui spațiu special destinat pentru păstrarea deșeurilor medicale periculoase până la ridicarea acestora, lipsa păstrării unitatea probelor alimentare, lipsa efectuării cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă ale angajaților. Printre altele, să știți că în aceste rapoarte se vorbește despre niște fișe ale angajaților. Cam atât, asta e tot ce verificau. Domnule Movilă, cunoașteți foarte bine domeniul acesta medical și ați fost și parlamentar, ați lucrat și la legi pentru sănătate, chiar și pentru zona de asistență socială. DSP-urile astea care spun ele că au controlat și l-au informat pe domnul ministru Rafila, n-au văzut că acolo oamenii erau bătuți, torturați sau ce au verificat, hârtii? Din păcate, nu putem să vorbim decât de un sistem de crimă organizată, pentru că ceea ce s-a întâmplat, asta înseamnă crimă cu premeditare. Toate instituțiile responsabile, de la administrația locală din localitatea respectivă, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului, DSP-ul, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, nu au făcut decât să acopere hoția și crima de ani de zile care s-a întâmplat acolo. Este clar că fiecare dintre aceste instituții au responsabilități clare, dar să spunem că s-a dus doar DSP-ul. Păi DSP-ul, când a constatat ce acolo, este obligat să se sesizeze și celelalte instituții care au responsabilități pe funcționarea unui cămin de bătrâni. De asemenea, foarte clar,
vedem cum s-a constatat de câteva luni ce se întâmplă acolo și oamenii ăștia afirmă că adună probe. Cine a spus că trebuie probe, îi trebuia să plece imediat acasă, trebuie demiși. Este inadmisibil cum cu documentele, cu realitatea în față, îi adună probe. Da? E crimă cu premeditare. Din păcate, acești oameni, mână în mână cu înalți funcționari al statului, protejați de miniștri, au omorât oameni, au furat banii lor, le-au furat viața și sănătatea și bine mersi, acum nu se întâmplă nimic. Degeaba ai demite Ciolacu pe cei doi pe care i-a demis acum sau le-a cerut demisia, că trebuia să înceapă cu cei care au patronat toate aceste afaceri, inclusiv de la modificarea legislației, pentru că agențiile de prestații sociale, dacă vă uitați, au știrbite atribuțiile și multe alte dintre ele. Clar, una peste alta s-a văzut că guvernul Ciucă Ciolacu, guvernul Ciucă Ciolacu, au patronat o crimă cu premeditare la adresa pensionarilor români. Pe de o parte se laudă că îi ajută, că pentru ei sunt prioritate, pe de altă parte fac bani pe viața acestor oameni necăjiți. Deci toate instituțiile care au avut responsabilități pe centrele de bătrâni, de șefii lor ar fi trebuit demiși, de asemenea foarte important. Cred că s-a întrerupt un pic legătura aceasta video, încercăm să o refacem. Da, Simona Spătaru, până revenim, pentru că vreau să întrebăm și de legislație, să discutăm. Practic toată lumea aruncă vina unul de la altul. Am ajuns la Ministerul Sănătății, ne-am revenit, cred că, cu Petru Movilă, ne-am revenit cu această conexiune. Vă rog să mergeți până la capăt cu ideea. Doar scurt, dacă îmi permit, da. Vreau să finalizez. Toți cei care au avut rol de autorizare, de verificare periodică a modului cum se respectă autorizarea, dacă nu au fost acolo și nu au făcut treaba, trebuie să plece acasă. Pentru că acum degeaba trimitem o armată de funcționari, îi scoatem din birouri fără chef să facă treabă, când oamenii ei au stat în condițiile alea mii de ani de zile, funcționari și politicieni au făcut bani pe sănătatea celor oameni și acum vedem că de regulă răspunde a carul pe un, a directorul DSP și încă 2-3. Când firele acestei afaceri duc la cel mai înalt nivel în statul român, cel mai înalt nivel politic și guvernamental. Corect, și nu este doar în București, Ilfov, sunt convinsă, în întreaga țară, dar așa niște controle anunțate, sigur, toată lumea știe să facă curat pe acolo. Dar, Simona Spătaru, vine asta pasat așa de la domnul Budăi, nu știu unde, vine Rafila, după aceea, nimeni nu-și asumă nimic, instituțiile astea sunt de capul lor, toți oamenii ăștia șefi de instituții, sunt niște numiri politice, m-am uitat la domnișoara asta pe care au dat-o și care oricum cred că n-avea săraca nicio treabă, de la ANEPIS, care e șeful la AJPIS-ul de la Ilfov. Era o domnișoară din Botoșan, deci de la domnul Budăi acasă. Ăștia au venit, s-au mutat cu sarsanalele cu toți oamenii în numiri politice. E un puroi în tot sistemul. Cine pe cine să verifice aici? E o complicitate criminală. Sigur, nu este doar o nefuncționare a sistemului de stat. Nu. Este un sistem corupt, patronat. Atenție, a recunoscut domnul Ciolacu această corupție. Da. Dar sistemul corupt despre care spune domnul Ciolacu este un sistem patronat de PSD și PNL în toți acești ani. Domnul Ciolacu avea datele și ieri, acestea despre care dumneavoastră vorbiți și astăzi în emisiune, și anume că autoritățile statului au cunoscut, cu multe luni înainte, tot ceea ce se întâmplă. Că domnul Budăi a primit de la acel ONG documentele cu fotografii, deci documentată situația gravă, oamenii bătuți și schingiuiți, au fost în fotografiile trimise la acest minister conduse domnul Budăi. Domnul Budăi a avut tupeul să vină în conferință de presă și să spună că am întrerupt contractul cu acel ONG pentru că nu a protejat identitatea acestor bătrâni. Domnule, dumneata realizezi de la nivelul de ministru în ce grozăvie ești și cum nu ești responsabil politic deloc pe ceea ce se stă pe acest buboi foarte mare? Deci capul domnului Budăi trebuia să cadă instant. În acest stat nefuncțional. Nu să vină duminica domnul Ciolacu să spună, îmi pare foarte rău, dar o să facem niște controle. E grav ce s-a întâmplat, dar o să facem niște controle. Iată că astăzi apar dovezi că și Ministerul Sănătății nu este străin deloc de aceste lucruri. A știut prin Direcția de Sănătate Publică tot ceea ce se întâmplă în sistem și a ignorat toate aceste avertismente. Adică, vedeți controlele făcute și multe dintre ele evită zona de rele tratamente sau zona de alimentație.
fac referire la uși rupte, la paturi deteriorate. Da, chiar testarea COVID, domnule. Atenție, 2023. Se numește Direcția de Sănătate Publică. Deci sănătatea cui a fost verificată când au mers în controale inspectorii de la Sănătate Publică? Pe cui sănătate au verificat-o? Probabil că trebuia pe dumnealor înșiși, când se întorceau înapoi în instituție. Dacă ar fi fost Ioana Constantin. Pentru că, așa cum au recunoscut și ei, foarte multe lucruri se află pe hârtie. Da, spune domnul Rafila, multe controle sunt pe hârtii până la urmă. Da, și verificăm hârtii-o, domnul Rafila, zic. Când atât presa, cât și ONG-urile, cât și noi din opoziție spunem, uitați cât de mare este caracatița aceasta. Nu mai există persoană din politic pe care să nu o fi introdus voi în sistem și să luați banii ăștia și să manipulați tot sistemul, încât acum să nu dați măcar atâta responsabilitate, încât măcar 2-3, nu? Rafila, Firea, Budăi, ar fi trebuit minim pentru suferința și oamenii care au fost acolo schinciuiți. Nu este posibil asta, nici într-un stat democratic, nicăieri. Nu e posibil să fim duși de nas în acest fel. Și nici măcar în Parlamentul României. Am solicitat astăzi din nou să existe o comisie de specialitate cu audierea măcar acestor capi politici puși peste tot în instituții. Au refuzat să voteze această... Și ce a făcut PSD-ul și PNL-ul în birourile permanente? S-au abținut de la solicitarea USR. S-au abținut de la a cerceta de ce se întâmplă această faptă penală gravă acestui grup infracțional. De ce? Știi care este mai semnala, Spătaru? E în regulă să-i chema și în Parlament, dar eu vreau să-și facă treaba justiția din România. Pentru că eu, cetățean, vreau să am încrederea că și fratele președintelui țării, Iohannis, și soția domniei sale, dacă e implicat în asta, că acum noi vorbim de Firea, de nu știu ce, bun, da? Dacă oamenii ăștia ar fi ei direct implicați, eu vreau să am siguranța că poliția și justiția din România fac ce trebuie și mă apără pe mine, cetățean. Ori n-am văzut asta, ba mai mult. Eu, uitându-mă că DSP-ul s-a dus în aceste controale și s-a acoperit de hârtii, evident, domnule Andreica, pot să mă gândesc că prea naibii coincidență. DICOT-ul deschide pe 4 februarie dosarul acesta, sau oricum în primele zile din februarie, și DSP-ul e în februarie și el acolo claie grămadă și are rapoarte în care explică ce a verificat. La fel se întâmplă și cu alte instituții din județul Ilfov sau de la Ministerul Muncii sau Sănătății. La fel se întâmplă și cu poliția. Toată lumea al naibii atunci, la început de februarie, se acoperă de rapoarte ce a găsit, pe unde a văzut, cum era ușa ruptă, testul de la COVID nefolosit. Adică pare că a existat o complicitate de a se acoperi cu hârtii când a izbucnit acest scandal, în presă întâi. Da, într-adevăr, și cred că vedem și rezultatul prin conținutul acelor rapoarte, pentru că exact cum ați spus și dumneavoastră, fiecare a încercat pe bucățica lui să se acopere, exact asta au făcut, sau au încercat să facă, să se acopere crezând că acest lucru îi va scăpa de vreo răspundere penală pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Pentru că este foarte important de spus și n-ar strica ca cineva să iasă cu sumele pe care aceste centre le-au primit de la statul român pentru a avea grijă de acești beneficiari, pentru că vorbim despre sume foarte mari, sume uriașe, în condițiile în care, așa cum v-am spus, gândiți-vă că ei fac absolut tot ce vor, nu mai respectă niciun fel de standard, fiind de spatele unor porți închise, în spatele unor clădiri unde nimeni nu-i vede și nimeni nu controlează ceea ce furnizează și calitatea serviciilor pe care ei s-ar presupune că ar trebui să ofere acestor vârstnici și nu numai vârstnici, pentru că, repet, avem nenumărate alte centre. Avem centre pentru minori cu afecțiuni psihice care sunt tratați la fel. Au fost nenumărate situații în țară unde am văzut condiții îndoielnice și cu toate acestea vorbim despre costuri foarte mari plătite pentru fiecare beneficiar. Dar în raport cu aceste detalii, e clar că, sub o formă sau alta, a existat și un interes financiar și un interes politic atunci când astfel de contracte au fost atribuite către aceste zone, pentru că altfel nu pot să-mi explic cine poate permite pe banii tăi, pe banii statului,
să-și bate joc în halul acesta de serviciile pe care ei ar fi trebuit să le furnizeze. Vreau să vă mai întreb o chestiune, pentru că am descoperit că în afară de tortura asta absolut primitivă, scandaloasă, la care erau supuși bătrânii, li se luau cardurile de pensie, li se scoteau banii de pensie de pe carduri, erau de dreptul jefuiți, în afară de asta li se luau documentele și li se luau apartamentele, deci e o rețea întreagă, vorbim efectiv de modul de operare a unui clan, pur și simplu, da? Și mă întreb aici, doamne, sunt comunități totuși mici, o fie ei voluntarii, dar sunt mici totuși, nu vorbim, nu suntem în New York. Chiar nu putea nimeni să se sesizeze de la nivel, nu știu, de primării, consilii județene, poliția locală. Doamne, acolo nu, n-ai cum să nu afli lucrurile astea, le știm din vecini, știți cum se răspândește informația. Ele nu pot fi făcute decât printr-o complicitate. Imediat. Cel puțin din perspectiva poliției vă pot spune cu certitudine că în momentul de față poliția este depășită când vine vorba despre aceste fapte. Și mai ales pentru faptul că ați început emisiunea făcând și o analogie cu cazurile de trafic de persoane. Da, în urmă cu o lună jumate am văzut raportul de stat a Ambasadei Statelor Unite în care România este criticată pentru faptul că nu a avansat și nu a progresat în ceea ce privește legislația, în ceea ce privește protecția pe care trebuie să o ofere grupurilor vulnerabile care fac obiectul traficului de persoane. La fel și în cazurile acestea, poliția nici măcar nu s-a gândit sau nici măcar n-a avut în vedere controle pe acest segment, mai ales pentru că vorbim despre servicii specializate, servicii de asistență, servicii sociale, care evident, despre care dacă este să le analizăm, vorbim în primul rând despre legea SPC, despre AJPIS și despre Direcția de Sănătate Publică, singurele în măsură să stabilească concret despre ce este vorba. Sigur că pe celelalte aspecte referitoare la faptul că aceste persoane vulnerabile erau efectiv tâlhărite de către angajații acestui centru, aici, din nou, e vorba despre a avea informațiile potrivite, de a penetra anumite medii unde, într-adevăr, se vorbea despre vânzarea acestor imobile, despre, știu eu, inclusiv am văzut că e vorba și despre furturi de bijuterii ale bătrânilor care au ajuns acolo, adică efectiv erau deposedați și probabil că singurul lor scop era să moară cât mai repede sau nu neapărat să moară, că atunci mai încasau banii pentru serviciile sociale, dar să ajungă într-o situație în care doar să supraviețuiască și să nu se mai întâmple nimic cu ei. Mulțumesc, Cosmin Andreica, pentru intervenție. Petru Movilă, vreau să mai te întreb o chestiune în afară ce doreai să adaugi. Ce trebuie schimbat pe legislație? Cu asta te-am rugat într-o concluzie, pentru că nu se poate să rămână lucrurile așa. Foarte scurt, doar vreau să spun următorul lucru, că toate instituțiile care se duc la control au niște documente de control în care au sancțiuni, au măsuri de corecție sau dispun închiderea unității respective. Sigur, în funcție de situație se sesizează poliția care mai departe face dosarele și pot ajunge în instanță. Niciuna dintre instituțiile care s-a dus în control nu a făcut acest lucru până la capăt. Un alt lucru foarte important, cum spuneam, este crimă cu premeditare, pentru că ei selectau acești beneficiari în ghilimele ai serviciilor sociale, persoane singure, persoane fără rude, persoane de care să nu se intereseze nimeni. Clar, legislația în România trebuie schimbată și trebuie... Bun, e un lucru foarte important de spus, că nici părțile bune din legislația actuală nu se aplică. Vedem clar că nici părțile corecte din legislație nu s-au aplicat, că nu ajungeam aici. Al doilea lucru, trebuie clar responsabilizat statul pe legislație nouă și partenerii sociali trebuie incluși cu responsabilități mult mai clare, pentru că foarte multe activități de protecție socială, asistență socială din România nu le fac instituțiile statului, le fac instituții de utilitate publică, cum sunt ONG-uri, cum e biserica sau mai știu ce. Din acest punct de vedere, legislația trebuie asumată cât mai rapid, chiar pe procedură de urgență, pentru că noi vorbim acum de un centru de bătrâni autorizat. Gândiți-vă că în România sunt sute de centre de bătrâni neautorizate, pe care nu le controlează nimeni. Noi ne raportăm doar la ce este autorizat. Statul a scăpat de sub control în ultimii ani această problemă și, ca și aici, în multe alte locuri, sunt bătrâni care mor cu zile pentru că
sunt cei care au luat în căminile de bătâni, își bat joc de ei cu bună știință. Dar, Petru Movilă, cine face controlele astea? Este Rafila acum jumătate de oră, o oră și zice că nu sunt făcute de medici aceste controle și de personal specializat. Dar cine merge? Instalatorul de la minister să verifice azilul din Iași sau cum? Că eu nu înțeleg. Rafila este într-o poveste, nu este prima oară. Am văzut foarte clar de când este ministru numai contradictorii decizii, inclusiv ultima stomatologii, a votat programul de cancer, după care a spus că nu poate fi aplicat. Sunt foarte multe centre de protecție pentru bătrâni care sunt centre medico-sociale, unde există responsabilitate comună. De asemenea, aceste centre de asistență pentru bătrâni sunt obligate să aibă un cadru medical care periodic și acesta trebuie să facă informări privind situația din căminele de bătrâni respective. Deci Rafila are cel puțin responsabilitate egală ca și ministrul muncii și administrațiile locale, pentru că în aceste cămine de bătrâni sunt foarte multe persoane care au tratamente medicale. Deci au tratamente medicale prescrise de angajații ai Ministerului Sănătății. Dar mai mult decât atât, scrie în aceste rapoarte, Simona Spătaru, că oamenii ăștia aveau la centrele astea contracte cu medici de kineto, cu medici de nu știu care. Păi da, medicii ăia ori fi fost vreodată în centrele alea, că, nu știu, mă gândesc ca medic. Îți dai seama că bătrânii sunt torturați și drogați acolo? Tu vezi că pe hârtie totul arăta foarte bine. Miniștrii, fie că domnul Rafila, fie domnul Budăi, le vântură în conferințe de presă și spune că totul era destul de clar, că erau bine, erau în regulă. Dar în realitatea este exact ce arătați dumneavoastră în imagini de încă de la începutul emisiunii. Și astea sunt ce se poate da la televizor. Exact. Și ce puteți să dați ca să puteți să-i protejați pe oameni. Dar realitatea este cea ascunsă. Adică cât timp avem aceste sume foarte mari în sistemul acesta corupt, nu conta nimic altceva. Hârtiile erau făcute. Mă întreb despre medici. Nu e o situație foarte diferită, ca să-ți dau un exemplu, de aceea cu medicii de la școală. Sunt în toate județele foarte multe contracte cu medici care ar trebui să asigure asistență medicală la școală, dar asta nu se întâmplă. Foarte puțin merg la locul de muncă efectiv și găsești acolo când este nevoie. Același lucru se întâmplă și în aceste centre. Pe hârtie ei funcționează, dacă însă ajungi acolo și o să-ți spună, e puțin ieșit, e nu știu unde, stați așa că vine. Dacă să iasă acreditările, atâta tot. Absolut. Plus, care controle au fost neanunțate? Stai puțin, deci să ne înțelegem. Care controle sunt neanunțate? Se înțelegeau că sunt stenogramele, ați văzut, vorbeau inspectori. Ați văzut, deci nici măcar o situație din asta nu poți la ora 5 este întâlnirea domnului Budăi cu ONG-urile. Nu știm care ONG-uri, CRJ-ul a zis că nu merge, deci probabil și-a inventat domnul Budăi niște ONG-uri, dar domnul Budăi trebuia să plece de foarte mult timp. Deci cum îi spuneau sindicatele, patronatele, că nu și-a îndeplinit obiectivele. A fost astăzi o discuție la guvern și legată de creșteri de taxe și înțelegem că o să crească, nu știu, cu vreo 5 lei tichetele de masă. Este printr-o legătură telefonică directă domnul Bogdan Hosu, președinte Cartel Alfa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că sunteți alături de noi. Domnule Hosu, ce s-a discutat astăzi, în afară de discuțiile astea pe creșterea TVA-ului și chestiunile legate de facilități fiscale, aflăm că o să avem și o micuță majorare la suma tichetelor de masă, 35 de lei din august, 40 de lei din ianuarie. Da, deci practic e o majorare substanțială, pentru că vorbim de 16% la structura respectivă, care evident pentru lucrătorii care sunt în jurul salariului minim pe economie, înseamnă practic o sumă importantă la venitul bugetului de familie, cu care pot să-și acopere o parte din cheltuielile alimentare, că de fapt asta este problema de fond. În același timp, însă, ce este important, noi am sesizat, este că politica fiscală nu mai trebuie făcută pe un sistem heirupism. Ideea de a majora TVA-ul la toate produsele, de a elimina toate facilitățile fără o analiză prealabilă, nu înseamnă decât, de fapt, o politică
contabilă, care va avea ca efect nu creșterea veniturilor la bugetul de stat, ci din contra o reducere a bugetului la veniturile din stat. Pentru că anumite facilități au fost create cu anumite scopuri. Iau cel mai important exemplu care e dat de exemplu, cel din domeniul construcțiilor. Cel din domeniul construcțiilor avea două obiective principale. Unul, scoaterea muncii la negru la suprafață, cel puțin la nivelul salariului minim pe economie, și doi, stoparea migrării foarte puternice a lucrătorilor din România către spațiul Uniunii Europene. În momentul în care această facilitate va fi eliminată, probabil ne vor întoarce, pentru că între timp nu s-a făcut în această perioadă de 2 ani, 3 ani de zile o întărire a inspecției muncii, o digitalizare a sistemului care să permită urmărirea mult mai ușor a fraudei fiscale pe piața muncii, drept care ne vom întoarce din nou la situația de dinainte. Asta înseamnă creșterea din nou a muncii la negru în sectorul construcțiilor, fără o îmbunătățire a rețetei la bugetul de stat. S-a discutat și altceva, mă refer aici poate la salarizare, că era o întreagă dezbatere. La salarizare s-a discutat în mod clar că așteptăm legea în integralitate, bună, proastă, n-are nicio importanță, dar trebuie să avem timp de dezbatere. Premierul a promis că la sfârșitul acestei săptămâni, după ce se mai uită o dată peste proiectul de act normativ care este la Ministerul Finanțelor, va da drumul și la legea salarizării generale pentru sectorul bugetar și la legea pensiilor publice. Pentru că e adevărat că termenul e undeva mai spre octombrie-noiembrie, dar sunt legi importante și problema este că nu poți într-o lună de zile să faci o dezbatere publică aprofundată. În acest sens am cerut, pentru că este evident că pe termen scurt nu se va face o modificare a politicii fiscale, dar am cerut ca să înceapă o dezbatere cu partenerii sociali, o dezbatere publică legată de politica fiscală în România, care ar trebui reașezată, redimensionată ca atare, ca undeva în trimestrul 1 din 2025 să avem un nou guvern, care va fi după alegerile din 2024, posibilitatea de a implementa o politică fiscală mult mai coerentă. Adică debalansarea care există între contribuțiile capitalului prin angajatori, contribuția cetățeanului prin lucrători, debalansările care sunt în diferite facilități fiscale care se doresc eliminate, trebuie canalizate și nu pe un sistem heirupism, ci printr-o dezbatere în care partenerii pot să vină să justifice cu datele pe care le au legate de faptul că o anumită măsură e bună sau e rea, de faptul că trebuie corectat cu tare sau cu tare acțiune în politica fiscală. Mulțumesc, domnule Hosu, pentru aceste informații. Vedem ce va fi în continuare, că domnul Budăi nu se lasă dus de acolo. Bogdan Hosu, președinte Cartel Alfa, a fost alături de noi. Vă spuneam la începutul emisiunii că nici la capitolul agricultură nu stăm bine deloc. Eu mă încăpățânesc să vorbesc aproape în fiecare emisiune despre modul în care guvernul României, statul român, batjocorește producătorii noștri și după aia vine și ne spune niște povești despre marea ieftinire de la RAF, despre cât țin ei la fermieri. Am aflat de la ministrul agriculturii că vrea să pună niște coduri QR, etichete speciale pe carne ca să scaneze oamenii. Dar haideți să vedem adevărul adevărat. Fermierii noștri, producătorii noștri aruncă recolta, ne referim aici la roșii în principal, iar noi aducem roșii din Turcia de 60 de milioane de dolari numai în primele luni ale acestui an, acele roșii despre care știm că poartă pe ele și niște pesticide și niște substanțe pe care nu ar trebui să le avem în Uniunea Europeană. Este printr-o legătură telefonică directă domnul Ștefan Muscă, vorbim foarte des. Bun găsit, domnule Muscă, fermier, producător român. Bun găsit! Să rămânați-vă, domnule! Domnule Muscă, eu nu sunt uimită neapărat de aceste cifre, dar faptul că noi de un an și ceva suntem cel mai mare importator de roșii din Turcia e o problemă foarte mare, câtă vreme ci că avem programul Tomata. 260 de milioane de lei merg acolo, dar noi cumpărăm roșii de 60 de milioane de dolari de la turci și astea sunt datele oficiale, pentru că noi știm ce rețea e și aici pe partea neagră, cum vin ele în lădițe care se reetichetează cu tricolorul pe ele și ele sunt de fapt de la mama Turcia toată ziua.
Doamnă scumpă, eu ne dau o veste tristă celor care sunt la conducere, că am intrat în linia dreaptă, am luat legătura cu industria alimentară, am luat legătura cu cei de la piscicultură, mă sună oameni din toate sectoarele țării că vor fi alături de noi și vom face o organizare de meeting, pentru că este dreptul meu să protestez, este dreptul meu să îmi păstrez locul de muncă în țara mea, este dreptul meu să pot să produc în țara mea și să nu fiu bagiocorit. Este strigător la cer când aducem produse din toată lumea în afară de cele din România, nu ne interesează. Cum să ajungem să vindem roșia cu 0,50 de bani, dar la raft să fie tot 6 lei? Dacă cineva din acest guvern iese să-mi explice cum le permite și de ce le permite să cumpere de la mine, dar nici cu 0,50 de bani să mai cumpere. Astăzi am avut o discuție cu reprezentanții celor de la Masca, în care a spus că nu mai reușesc să mai vândă nici cu 10 lei patru. Gândiți-vă bine cât au trudit acești oameni, cât s-au trudit. Cei 3.000 de euro pe care îi dau eu pentru programul Automata nu-i mai ajută cu nimic pe acești oameni, pentru că nu mai poate să-și recupereze investiția. Nu mai vorbim de muncă, de acea muncă de zeci de ore pe zi. Deci nu se poate să ne bate în joc de un popor. Acest popor n-a trudit atâtea ani de zile țara asta și acum să fie îngenunchiat de politicile pe care le fac acest guvernant. Noi am intrat în linie dreaptă, noi mâine la ora 11 avem o întâlnire, mai multe asociații reprezentative cu Ministrul Agriculturii, după care vom trimite adrese către primul ministru, cerem de urgență întâlniri, iar sperăm ca anul la august, împreună cu industria alimentară, cu piscicultura și cu celelalte sectoare care ne-au solicitat să depunem o hârtie împreună, să nu mai depunem separat. Vrem să facem un protest, pentru că am ajuns să stăm cu frică că noi de mâine nu mai avem unde să mai lucrăm, ce să mai producem, pentru că nu mai avem piață. Nu știm de ce nu se face un lucru, să zică clar, domne, noi vrem ca aceste produse românești să meargă în spitale, în penitenciare, adică să le ducem, dacă nu avem posibilitatea să intrăm în supermarketuri. Chiar nici în aceste instituții ale noastre, care sunt ale țării românești, nu putem să introducem această mâncare sănătoasă. Adică venim, am un caz concret acum câteva zile, un cetățean din București a cumpărat în piața Mogiros caite și dacă nu ducea în regim de urgență la spital, murea doamna sa 3 zile în percuzii. Oare nu reușim să verificăm aceste legume și aceste fructe care intră în țara românească? Ba, noi le verificăm pe ale noastre, domnule Muscă. S-au apucat să le verifice pe ale fermierilor români în batjocură totală ca să-i distrugă pe oamenii care produceau și ei acolo cât produceau. Mai stați cu noi că vreau să vorbim și... Da, mai stați cu noi pentru că vreau să vorbim și de carnea de porc imediat. Petru Movilă, avem această problemă. România a ajuns cel mai mare importator de legume, fructe din toată regiunea asta. Adică dacă noi nici roșiile, nici merele, am ajuns la Voinei să le dăm mere din Polonia copiilor în școli, dar la roșii este șocant, 60 de milioane de dolari către Turcia. Domnul Muscă are dreptate. România nu a fost capabilă să facă niciun program complet de susținere pe sectoare de activitate agricolă, de la subvenție, depozite, facilități fiscale și accesul în supermarketuri, pentru că un producător român pentru supermarketuri plătește 10-15 taxe de la poziționarea pe raft, discount și așa mai departe, termen de plată. Ori domnul Muscă a spus corect, avem nevoie de programe complete pentru fiecare domeniu, pentru fiecare sector din agricultură, care să permită să fie competitiv, care să le permită să rămână în viață ca producători, ca oameni care muncesc și în același timp să le asigure un tratament egal măcar față de importurile din afara României. Noi avem subvenții mai mici, plătim taxe mai mari, statul român îi jecmănește efectiv pe oamenii care muncesc în agricultură și faptul că ei se adună să ia decizii împreună, să fie un partener sănătos, credibil și de cursă lungă cu statul român, este un lucru extraordinar, pentru că vrem, nu vrem, încă mare parte din români trăiesc din munca câmpului și trebuie să avem grijă de ei.
Da, Simona Spătaru, aș mai adăuga ceva. Dom'le, dacă nu putem să le vindem așa cum sunt ele, de ce nu-i ajutăm pe oamenii ăștia spre zona de procesare? Le facem bulion, uite, în loc să le arunce oamenii de la matca pe câmp. Dar că ultimul care a vorbit de procesare l-au luat cu DNA-ul pe Chieznoiu. Nu înțeleg, nu vrem, avem bani de dat altora, a Turciei, Germaniei, Olandei, tuturor țărilor care au ceva de vândut. Către România apare toată lumea. Cel mai simplu este să se spele pe mâini spunând că au alocat o anumită sumă pe o anumită subvenție, pe un anumit program. Uh-huh. O sumă care o împărțim și vedem cât de mică este de fapt pentru fiecare producător. Sume ce nu acoperă probabil un salariat sau măcar consumul de apă și alte lucruri de genul acesta. Și gata, au spus că aceasta este măsura pe care guvernele succesive au venit și au spus cum, dar noi subvenționăm producătorii români, eu nu știu de ce strigă așa de tare în gura mare că nu sunt ajutați. Păi cum se face atunci dacă ei sunt ajutați și există o strategie? Cum se face că noi totuși consumăm 80% producție din afară, ba mai mult decât atât una care ne dăunează sănătății și rare ori este verificată? Știi, întotdeauna ne întoarcem la control. Controlul din azile nu diferă foarte mult de controlul acesta, Ioana, pentru că așa cum apar persoane cu diferite boli imediate, acute, sunt care au boli cronice, pentru că consumăm și zici consumă că mănânci tot felul. Zici că mănânci legume din da, piață. Da, că te duci din piață. Spui că faci cumpărături din piață și nu din supermarket. Au mai schimbat și etichetele pălădite. Dar nu există, de fapt, un interes real. Un interes real. Nu cred că sunt probleme ce nu pot fi rezolvate printr-un conlucrare, de exemplu, la nivelul de consilii județene. Dom'le, în județul ăsta se produce cu tare. Bun, ce pot eu să fac la nivelul județului meu ca produsele că sunt mere, că sunt pepeni. Cum să ajungă direct la om în piață? Dom'le, dar mă implic și văd cum pot să fac acest proces. Nu vor oamenii să se asocieze? Doamna senator, vreau să vă rog ceva, îmi cer scuze. Gândiți-vă că în România, cred că sunt maxim 200 laboratoare autorizate. Corect. Să verifice calitatea acestor produse agricole de import, că s-a dus de-aia la Buzău și a nenorocit pe ea, a spus că roșiile de acolo sunt toxice, sunt infestate cu nu știu ce colorant. Și de a doua zi, a treia zi, nu știau cum să scoată cămașa, dar pe oamenii de la Buzău i-au nenorocit cu aceste minciuni. Nu avem laboratoare care să analizeze aceste produse. Da, nu le avem pentru că nu se dorește. Haideți să vă mai arătăm un domeniu, cel al cărnii de porc. Este alături de noi Ioan Lado și președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Bun găsit, mă bucur să vă revăd, domnule Lado, și mulțumesc. Sărut mâinile și mulțumesc pentru invitație. Am mai vorbit sâmbătă seara de eticheta buclucașă cu produs în România. Acum să vorbim un pic despre statistică. Zic cifrele oficiale, că am ajuns la carnea de porc la o scădere de 10%. Dumnezeu, 9%. Dumneavoastră mi-ați spus chiar în weekend că 80% importăm. Deci nici nu mai avem ce eticheta, practic. Care este situația din domeniu și de ce statul român a lăsat să se prăbușească de la an la an? Și asta este o întrebare foarte bună, dar pe care ne-o punem și noi. De ce statul român a lăsat să se prăbușească acest sector? Acum, revenind la cifrele publicate recent de către Institutul Național de Statistică, sincer, noi nu prea ne dăm seama de unde vin aceste cifre, pentru că noi avem cifrele noastre de la, la Comisia de Clasificare a Carcaselor, unde apare în fiecare săptămână câți porți s-au tăiat în România pe abatoare. Ori, între cifrele INS și ceea ce s-a tăiat în luna mai, din ce vedem noi, e un mai puțin cu vreo 30.000 de capete. Ori, cât înseamnă? Asta e de neînțeles. Înseamnă că undeva nu se pupă cifrele respective. INS-ul de unde știa cifrele? Să înțelegem că diferența este o evaluare din gospodăriile populației? Noi nu credem că se poate face o astfel de evaluare. Cine s-o facă atâta vreme cât noi nu știm câți porți sunt în gospodăriile populației? N-am știut niciodată și nici nu mai avem speranță că vom ști vreodată. În afară de asta, din cifrele lunare în privința porcilor tăiați în România, trebuie să reținem că aproximativ 10% sunt porci care vin
cu camioanele, porcii care sunt aduși cu camioanele în România, în abatoarele românești. Deci nici măcar nu sunt crescuți în România, nici vor. Sunt porci aduși și sacrificați în abatoarele din România. Deci trebuie să-i punem deoparte ca să ne dăm seama de realitatea peisajului producției autohtone de carne de porc. Păi, pe unde sunt cifrele reale? Da, care sunt cifrele? Exact asta întreabă și doamna senator Spătaru, asta întreb și eu, sau statul român nu le are sau nu vrea să le aibă? Eu cred că există o lipsă de comunicare între autorități, pentru că atât Institutul Național de Statistică, cât și Ministerul Agriculturii, mai ales Agenția Națională Sanitar-Veterinară, toate trei, aceste trei instituții, de fapt, adună date. Și dacă o să ne uităm la ele, o să vedem diferențe majore între ele. Deci noi nu știm câți porci sunt în România. Știm în fermele comerciale, pentru că de acolo lucrurile sunt extrem de clare. Noi săptămânal trebuie să trimitem către autorități aceste date, până la ultimul porc. De unde importăm cel mai mult? Cred că v-am mai întrebat, din ce țări aducem cel mai mult carne de porc, domnule Ladoși? Cred că Olanda. Cel mai mult vin din țările care au și cel mai mare surplus. Chiar astăzi am participat la o întâlnire cu colegii spanioli și ei au un surplus la această oră de aproximativ 20% față de ce consumă. Deci orice ea trebuie să ajungă undeva. Da, la noi, ca să ieftinească ciolacul la 1 august, la raft, abia așteaptă. Din import, că de unde, nu? Păi nu avem de unde. Păi vedeți, da? Eu când v-am spus că s-au făcut niște stocuri, eu vorbesc cu telespectatorii acum, domnule, ăștia au niște stocuri la nivel european și vor să scape de ele și că ieftinește guvernul României. Domnule Muscă, dumneavoastră ați fost chiar la un moment dat, mi-ați povestit și cu pesta porcină, că v-ați trezit cu animalele sacrificate în povestea asta. Care e de fapt aici substratul? Ce nu înțelegem? De ce vor să distrugă tot ce înseamnă porc, pui, carne în general în România și lapte? Doamnă, eu v-am mai spus, noi din 1997, din momentul de când am făcut acel credit de la Banca Mondială, sau ni s-a impus să distrugem tot ce producem în România. Când am luat cele 350 de milioane de dolari, ni s-a spus, distrugeți tot. Noi de aceea, ei vor să distrugem tot, să devenim piață de desfaceri. În momentul când ne dă un credit, ni se pune câte o condiție. Iar noi nu avem politicieni patrioti, politicieni care să lupte pentru bunăstarea poporului român. Noi suntem niște oameni lăsați singuri. Noi luptăm singuri. Nu putem să distrugem tot porcul 80, produsele lactate 65% de raf vine tot din afară. Roșia vine din afară. Nu mai avem niciun sector care mai funcționează. Noi trebuie să aducem la condițiile acestei țări niște oameni care chiar le pasă. Dacă îmi spuneți că trebuie să aducem alții, lăsați-vă cu ăștia care stă acum, sunt ca un dezastru. Domnule Ladoși, dar prin comparație cu statele vecine, nu știu, Ungaria, cum stăm? Sau aducem și de acolo? Că la lapte știu sigur că aducem din Ungaria. Ceea ce vă spuneam, că în abatoarele României cam 10% se taie porc din exterior, marea majoritate a porcilor sunt din Ungaria. Da. Bun. Foarte, foarte scurt, Simona Spătaru. Aici nu e nici de lege, nici de nimic. E pur și simplu de voința guvernului. Foarte scurt. Da. Și este important să înțelegem că chiar dacă politicienii spun că din cauza Băncii Mondiale, Comisiei Europene, alu bau-bau negru de peste hotare, nu avem noi roșii românească în piață sau carne de porc sau lapte sau hrană sănătoasă, este o minciună mare și gogonată. Da. Este din cauza incompetenței politicienilor care s-au succedat la conducerea acestei țări. Petru Movilă, 30 de secunde, se rezolvă ceva cu etichetat în România, produs românesc? Se întâmplă ceva bun pentru industrie? Nu, este o minciună electorală, pentru că trebuie soluție durabilă, de cursă lungă, să ne susținem producătorii de la începutul ciclului de producție până la sfârșit și până în procesare. Și toate aceste măsuri să nu fie heirupise, să fie măsuri discutate cu partenerii economici. Vă mulțumesc mult tuturor, nu mai este timp, mergem în publicitate. Mulțumesc foarte mult, ne întoarcem la fix.